fiți binecuvântați din nou în casele dumneavoastră. Așa cum v-am promis, am revenit după emisiunea în care v-am vorbit despre neputință. Astăzi și în această emisiune vă voi vorbi despre oameni. De ce există diferențe între oameni? Sau de ce unii oameni se cred mai importanți decât alții? Cât de mare adevăr ascund aceste cuvinte? Unii oameni care au ajuns să aibă o funcție publică, administrativă, fie ea în spațiu public, politic, bisericesc, medical, etc., au impresia că sunt stăpânii lumii și că li se cuvine totul. Mă adresez acelora și poate le va da cineva share. Poate cineva le va transmite această emisiune să mă asculte. Pentru că astăzi nu vorbesc cu funcția nimănui. Vorbesc cu omul, vorbesc cu sufletul și cu bunătatea pe care ar trebui să o aibă fiecare dintre noi, cei care spunem că ne numim creștini. De ce există diferențe între oameni? De ce există oare oameni buni? De ce există oameni răi? De ce există oameni care cred și care nu cred? De ce există oameni cu care te poți înțelege și ai impresia că i-ai cunoscut de o viață? Și există oameni falși, oameni cu mască pe față, oameni care te vând și te trădează atunci când te aștepți mai puțin. Aceste realități sunt dure și dor. Și cel mai mult te doare trădarea. Cel mai mult te doare atunci când ești trădat sau când nu ești apreciat pentru ceea ce ai făcut, pentru ceea ce faci și pentru ceea ce puteai să faci și poate n-ai fost lăsat să faci. Și toate aceste întrebări care stau ascunse în mintea noastră și care aduc nemulțumire sufletului nostru vin din strigătul unei inimi curate, tocmai vă vorbeam despre inima curată pe care Dumnezeu nu va urgisi, și dintr-un suflet curat care vine să vă spună că acolo unde există Dumnezeu există iubire. Acolo unde există Dumnezeu există toleranță. Acolo unde există Dumnezeu există totul. Și când spun totul, e acea parte frumoasă a vieții pe care noi ne-o putem construi, o putem oferi celor care au nevoie de iubirea, de dragostea și de ajutorul lui Dumnezeu. Citindu-i viața Sfântului Pancratie, pentru că mulți ați comentat și ați spus, păi ce ne vorbește în fiecare emisiune de acest Sfânt? Vă vorbesc pentru că Sfântul, despre care n-ați auzit poate niciodată și ați auzit din gura unui slujitor preot, este izbăvitor de rău, alungător de demoni și este Sfânt al dorințelor inimilor curate care vin să se roage și să-i ceară lui Dumnezeu ajutorul. Diferențele dintre oameni sunt, din păcate, împărțite de noi, oamenii, pe diferite criterii și categorii sociale, cum ne place nouă să le numim. Săracii, de care nimeni nu vrea să audă. Săracii care, din păcate, trăiesc cu altfel de lume și povestea lor. Bucuria lor de plină este ca să-și vadă copiii sănătoși. Bucuria lor de plină este să își vadă împlinită minima dorință de a supraviețui, de a avea cu ce să se îmbrace și de a putea să se prezinte înaintea lui Dumnezeu
cu acest dar de mulțumire, am întâlnit aceste familii sărace care erau atât de vesele, atât de modeste, cu o viață atât de simplă, încât mi-am amintit de faptul că de mult trăia o familie de bogați și o familie de săraci într-o zonă a țării și în casa bogăției, în casa bogatului, boierului, era multă tristețe. Avea de toate, avea slujitori, avea averi, avea mâncare, dar copiii lui erau bolnavi, erau triști, soția la fel. Nu se putea bucura decât de un confort minim pe care bogăția îi oferea și nu departe de casa lor, de conacul lor, trăia o familie de oameni săraci, în care copiilor zburdau, râdeau, se cățărau pe copaci, coborau, chicoteau de bucurie. Și ajungând bogatul să se întâlnească cu săracul, l-a întrebat: spune-mi, te rog, care este secretul fericirii vieții tale? Aș vrea, deși pare necuvenit, să mă împrumuți pentru câteva zile hainele voastre, să văd dacă nu cumva în acelea asta ascunsă fericirea și bucuria pe care o aveți, deși voi nu aveți nimic material. L-a privit cu zâmbetul pe față săracul și a zis: boierule, noi avem mai mult decât bogăție. Îl avem pe Dumnezeu. Iar copiii pe care îi vedeți râzând, pe care îi vedeți că se joacă, se joacă cu îngerii care îi păzesc și care le aduc în fiecare dimineață și seară darurile bucuriei și binecuvântării cerești. Aș vrea doar să mă opresc puțin la acest aspect, pentru că lumea aceasta este atât de dificilă și atât de superficială. Oamenii bogați, de regulă, fără să se supere, și n-aș vrea să jignesc și să super pe nimeni în această emisiune, se detașează de oamenii modești. Însă să știți că adevărata bogăție pe care noi o vom lua cu noi dincolo de această lume este cea pe care sufletul o va primi, sufletul și-o poate construi și dobândi câtă vreme suntem vii. Și aceasta vine printr-un singur canal. Acel canal de frecvență despre care vă vorbesc este iubirea de Dumnezeu necondiționată. Dacă sfinții l-ar fi iubit pe Dumnezeu condiționat și ar fi spus: Doamne, îmi dau viața pentru Tine cu condiția ca să-mi dai ceva la schimb, n-ar mai fi fost sfinți. Avem această, din păcate, meteahnă de a veni să-i cerem la Dumnezeu ceva ca să primim la schimb altceva. Și mi-amintesc că au venit multe tinere și tineri întrebându-mă: părinte, dacă vin și 7 săptămâni la rând mă spovedesc și mă împărtășesc, credeți că îmi va da Dumnezeu perechea sufletului? Și le-am răspuns și le răspund și acum: nu faceți târg cu Dumnezeu. Dumnezeu, ca să-ți ofere ceea ce tu ai nevoie, te pune la încercare. Îți arată drumul și multora din cei care ați venit la bisericuța din lemn, unde l-ați întâlnit pe Sfântul Pancratie,
multora din aceștia sau dintre aceștia va arăta drumul și prin gura mea a unui om simplu, a unui preot care vă vorbesc, va arăta de fapt care este calea și drumul pe care trebuie să-l urmați ca să vă întâlniți cu fericirea. Ca să te întâlnești cu fericirea, iubite suflete, este atât de simplu. V-am spus în emisiunea cealaltă că Dumnezeu nu-și cere averi, nu-și cere sacrificii, nu știu câte zeci de lumânări, nu știu câte canoane, metanii, peste 100 și multe alte rânduieli pe care le primiți, poate de la părinții mai riguroși și pe care nu vreau să-i comentez. Dumnezeu își cere să ai inimă curată. Dacă vii cu inima curată la Sfânta Biserică și, repet, dacă nu te poticnești că e departe, că uite ce a zis ăla, uite ce a zis X sau Y și te duci pe drumul a ceea ce îți dictează ție inima și sufletul, vei găsi răspuns surprinzător la ceea ce ți-ai dorit și ceea ce ți-ai propus să găsești și să întâlnești, pentru că orice drum, cu cât va fi mai greu de parcurs și cu cât va fi mai greu de ajuns la un loc sfânt, un loc unde îngerii s-au pogorât din cer și se pogoară peste cei care se roagă, la un loc în care, așa cum spuneam și o să citiți mărturii, repet și revin la ceea ce spuneam într-o altă emisiune, în timp ce ne rugam împreună cu oamenii, în stânga și în dreapta curții bisericii ploua, iar în acel loc nu curgea niciun picur de apă. Oamenii se minunau, se închinau și au văzut cu ochii lor minunea lui Dumnezeu. Voi, oamenilor, cei care sunteți superficiali, de câte ori n-ați văzut minunile lui Dumnezeu? V-aș ruga să vă întrebați în această emisiune pe care o ascultați în direct și o ascultați prin glasul și vocea mea. De câte ori v-a apărat Dumnezeu și v-a ajutat în această viață? Cât de mult i-ați mulțumit și ați răspuns ca dar, cu o jertfă mică, cu un ajutor pentru copii orfani, pentru spitale sau pentru ajutorarea unor biserici? Câți dintre voi ați făcut această jertfă de mulțumit pentru tot ceea ce ați primit? Eu astăzi vă spun că nimic nu este întâmplător și că momentul la care conștiința voastră trebuie trezită și lăsată să vorbească prin sufletul vostru a sosit. Și dacă ați făcut rău, să faceți bine, să fiți milostivi, să fiți buni și îngăduitori și să vă depărtați de oamenii care vă fac rău, care bârfesc, care judecă și care arată cu degetul. Pentru că lumea este diferită. Există o lume a oamenilor buni în care nu există răutate. Această bunătate am întâlnit-o la mulți ierarhi, la mulți preoți din Biserica Ortodoxă, dar am întâlnit și opusul a tot ceea ce numim noi și citim despre bunătate. De aceea, dragii mei, voi cei care mă ascultați, cei care îmi ascultați emisiunile mele, cereți lui Dumnezeu să vă înțelepțească, să faceți diferența între slujitorul lui Dumnezeu, preoția care este sacră și omul de rând, care este și el om. Și făcând această diferență, veți avea puterea de a înțelege că nu mai trebuie să judecați pe nimeni și că viața voastră trebuie să continue în iubire și în dragoste.
și în bunătate și păcatele voastre să vi le curățiți prin milostenie. De aceea, citiți pe micul ecran contul bisericii în care cei care nu veți putea veni să vă închinați de ziua Sfântului și cei care doriți să fiți pomeniți și să-i ajutați pe cei care vin cu apă, cu mâncare, cu daruri, pentru că vin de departe. Puteți să ne ajutați ca la rândul nostru să-i ajutăm și din puținul și multul care îl vom primi, vă vom pomeni și îl vom ruga pe Dumnezeu să vă răsplătească. Trebuie să știți, iubiții mei, că Dumnezeu este iubire. Trebuie să știți, iubiții mei, că Dumnezeu este totul. Și când spun că este totul, este apă, este pământ. Că Dumnezeu este Cel care împarte oamenii după inima curată, după bunătatea și după dragostea pe care o au față de semeni, pentru că cele 10 porunci, de fapt, sunt două. Iubește-L pe Dumnezeu mai mult decât orice pe lumea aceasta. Și a doua mare poruncă la care mulți suntem corigenți: iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Din păcate, aici înțeleg că mulți nu ne iubim aproapele pentru că nu ne iubim nici pe noi. Cred că ăsta este singurul mod de a-mi explica răutățile oamenilor. Acesta este singurul mod prin care pot să înțeleg de ce unii oameni sunt falși, de ce unii oameni sunt trădători, de ce unii oameni ne dezamăgesc și vă dezamăgesc. Îmi spunea cineva astăzi: părinte, am trăit 20 de ani lângă acel om și acesta mi-a devenit cel mai mare dușman. Se spune că este mai bine să ai 1000 de dușmani la poartă decât unul în interiorul casei. Și tocmai de aceea, pentru a nu trăi astfel de clipe, trebuie să rugăm pe Dumnezeu să ne țină departe de răutăți. Iar dacă le avem, dacă avem suferințe și boli, să-L rugăm să ne arate calea și drumul pe care noi îl putem parcurge, ca viața noastră să se schimbe și noi să devenim altfel decât suntem. Mi-a pus o întrebare cineva foarte interesantă, pe care v-aș ruga să o rețineți și la care să meditați, pentru că ea, această întrebare, de fapt, privește interesul tuturor oamenilor de pe glob. Și spunea: părinte, în Rusia și în Ucraina există biserici. Acolo preoții, ierarhii, se roagă aceluiași Dumnezeu la care ne rugăm și noi. De ce îngăduie Dumnezeu războiul? Și de ce cele două biserici, care sunt surori, care vorbesc despre același Hristos al iubirii, n-au făcut nimic ca să pună stop pierderilor de vieți și necazurilor care vin între oameni? Și le-am răspuns: pentru că nu poți să te lupți cu orgoliu unor oameni care este mai presus de credință. Orgoliu, iubiții mei, este principalul vinovat în tot ceea ce înseamnă involuție, în tot ceea ce înseamnă decădere și în tot ceea ce înseamnă pierderi financiare, pierderea familiei și așa mai departe. Un om orgolios nu știe să ierte. Un om orgolios întotdeauna se crede mai presus decât ceilalți oameni.
Un om orgolios este setat și se hrănește din bucuria de a face rău. Și, Doamne, câți oameni am văzut care râdeau și se bucurau atunci când au nenorocit, când au făcut și au distrus prezentul și viitorul unor oameni. Paradoxal, acești oameni, după ce au făcut rău și au distrus pe alții, vin ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Își fac cruci mai mari ca ei și roagă pe Dumnezeu să le dea copiilor lor, vieții lor, să le dea bucurie, să le dea bunăstare. Îmi veți spune mulți, părinte, le-a dat. Și iată, o au. Și vă spun, n-aș dori să trăiți ceea ce trăiesc ei. N-aș dori să simțiți ceea ce simt ei. Pentru că ceea ce afișează cu ceea ce trăiesc n-are nicio legătură. De aceea, iubiții mei, să nu uitați că orice întâlnire pe care o aveți pe calea undelor cu un duhovnic, fie că sunt eu, fie că sunt alți preoți care v-au atins sufletul și care vă sunt lângă voi și cărora le mulțumesc pentru că mă pomenesc și pe mine la rugăciuni și că se roagă împreună cu mine pentru binele dumneavoastră. Toți aceștia primesc puterea, harul și darul prin bunătatea, prin iubirea necondiționată și prin dragostea pe care Dumnezeu le oferă acelora care oferă atenție fără măsură. V-am mai spus și vă repet, cu ce măsură dai, cu aceea ți se va oferi. Noi suntem oglinda ceea ce gândim. Și dacă avem tendința aceasta omenească de a judeca unii oameni, de a-i raporta la nivelul nostru de înțelegere, acest lucru se întâmplă și de multe ori îl facem fără să gândim și ne aduce această gândire un mare deserviciu. Ne întrebăm de ce apar blocajele în viața noastră. Ne întrebăm de ce apare frica. Ne întrebăm de ce avem aceste hopuri și minusuri în viața noastră, câtă vreme noi, la rândul nostru, ne rugăm lui Dumnezeu așa cum știm, cu preoții pe care avem, cu profesorii, medicii, terapeuții și așa mai departe. Și vă răspund că există mai multe portale sau canale de comunicare cu Universul, însă cel care te duce direct la Dumnezeu este unul singur. Celelalte te duc așa prin ocolișuri și ajungi puțin mai greu, mai dificil sau poate n-ajungi deloc, că te pierzi pe drum. Însă cel care te unește cu Hristos, cel care te ajută să-ți redobândești ceea ce ai primit și care te-a dus de multe ori în suferință este Sfânta Spovedanie și Împărtășanie. Fericiți sunt acei oameni care îl primesc pe Hristos prin Sfânta Împărtășanie. Am recomandat, deși pentru acest lucru am fost contestat, blamat, săptămânal să vă spovediți și să vă împărtășiți cei care treceți prin necazuri, prin boli ale trupului și ale sufletului. Și cel puțin 7 săptămâni să vă spovediți, să vă împărtășiți și după să continuați acest mare dar de te putea uni și de a-L primi pe Hristos în sufletul tău, cu toate că
Vom spune mulți că nu suntem vrednici. Nimeni nu este vrednic să se apropie de tine și să slujească ție, Împărate al Slavei. Asta ne rugăm noi în momentul în care ridicăm mâinile spre cer, înainte de cred într-unul. Noi preoți în altar îl chemăm pe Hristos cel adevărat să vină, să primească rugăciunea noastră a celor care astăzi înaintea Lui ne întindem mâinile spre cer și spunem că nu suntem vrednici nici noi și nici alții asemenea nouă să primească darul Sfintei Împărtășanii. Dar prin prea multă bunătate și iubire de oameni, prin prea multă bunătate și iubirea față de oameni, Dumnezeu este Cel care poate, prin îngăduința Lui, să ne dea șansa fiecăruia dintre noi să-L primim în sufletul și în viața noastră. Diferențele dintre oameni sunt de mai multe feluri. Sunt oameni credincioși care iubesc pe Dumnezeu necondiționat și sunt situați ca nivel de evaluare în viață la nici mult, nici puțin, sunt acolo. Aceștia de regulă au anumite încercări. Fie că le pleacă copiii în străinătate, fie că nu le reușesc, fie că nu se căsătoresc, și le răspund tuturor acelora să nu se piardă, să-și trimită copiii la biserică, să ia hăinuțe de ale lor, să le aducă, să le citim rugăciunie, noi sau preoții duhovnici, preoții parohi, unde pot merge în biserică să li se citească rugăciuni de sfințirea hainelor și nu numai, de a le duce o suvenire de la o biserică, pentru ca prin frecvența rugăciunii, prin puterea bucuriei, darului pe care și-l iau în casa lor, să primească și binecuvântarea ca dorința lor să devină realitate. Alte categorie de oameni este situată în acea zonă în care ei nu cred până nu văd. Ar vrea să aibă de toate, ar vrea să aibă mai mult decât au, dar cu toate acestea vin la biserică, se închină, privesc și când e vorba să facă un gest sau o jertfă, de a ajuta biserica printr-o icoană, printr-o carte, printr-un acatist, clevetesc și spun că e mult. E mult să dai ceva pentru sufletul tău. Și atunci, universul în care noi trăim și suntem locatari, care este creația lui Dumnezeu, răspunde cu aceeași monedă pe care tu ți-ai oferit-o la schimb pentru fericirea ta. V-aș întreba cât costă viața, cât costă fericirea voastră și dacă ați meditat pentru câteva secunde la ceea ce vă spun, cred că v-ați trezi la realitate și n-ați mai fi atât de circumspecți, atât de comentatori și comozi, că e departe să ajungem la biserică, că e prea de dimineață, că e prea de vreme, că e prea târziu, dar totodată avem dorința și pretenția ca Dumnezeu, fără să facem nimic, nici măcar un minim efort, să răspundă rugăciunilor noastre. Nu uitați un lucru, dragii mei. Fiecare medic are medicul lui. Fiecare umbrelar are umbrelarul lui, fiecare pantofar are pantofarul lui. Așa precum noi preoții avem la rândul nostru duhovnici pe care îi căutăm, se cuvine și se cade și voi să veniți și să-i căutați. Și v-am spus și repet, m-a durut și mă doare când văd că vin oameni din alte țări și surprinzător vin cu flori,
cumpără flori și aduc la racla Sfântului, și cei care sunteți la doi pași, în București, în vecinătăți, spuneți că e departe. Și așa este, e departe, pentru că voi sunteți departe de realizarea și de împlinirea dorințelor, câte vreme nu faci niciun minim efort de a te duce la o mănăstire, nu neapărat la noi, de a te duce la o biserică, de a face minimul efort și jertfă, de a te pune în genunchi, de a te ruga și de a cere lui Dumnezeu ajutorul, nu numai când ai necazuri și supărări, de a-L căuta pe Dumnezeu și atunci când îți este bine. Oare câți ne ducem la biserică doar să mulțumim, să scriem un acatist de mulțumire? Oare câți dintre noi ne ducem la biserică pentru a-L vedea pe Dumnezeu altfel decât L-am înțeles? Că este un Dumnezeu dur, că este un Dumnezeu care pedepsește. Să venim la biserică și să vedem bunătatea și iubirea Lui. Că dacă Dumnezeu nu v-ar iubi, n-ați fi ceea ce sunteți. Vă spuneam de orgoliu, care a fost mai presus de puterea credinței celor două biserici surori din două țări, care au ales, și nu biserica a ales asta, conducătorii lor care vorbesc de Dumnezeu. Iată că astăzi au pus prin planul 2 suferința pe care o duc oamenilor și au lăsat orgoliile să fie mai presus de puterea, cuvântul și îndemnurile pe care Dumnezeu ni le-a lăsat de a fi buni, de a fi iertători și de a fi aproape de lumină. Toți cei care mă ascultați pentru prima dată, toți cei care puteți, să vă rugați împreună cu noi. Când va fi ziua Sfântului, la ora 12 din zi, vom face o rugăciune comună pentru binele acestei țări, pentru vindecarea de boli a celor care astăzi sunt suferinți. Și să știți că am avut astfel de exemple în care poporul adunat, rugându-se împreună cu preoții lui Dumnezeu pentru a se tămădui sau a se vindeca de anumite boli, au primit rezultat și răspuns. Pentru că acolo unde doi sau trei s-au adunat în numele Meu, ne spune Hristos, acolo sunt și Eu. Revin la cei oameni care sunt răutăcioși și superficiali, care judecă orice lucru pe care îl descoperă, orice lucru pe care nu-l înțeleg, dar spun că îl înțeleg, și judecă persoane pe care nu le-au cunoscut și n-au avut ocazia să le cunoască. Iubiții mei, există oameni care au trecut prin grele suferințe și prin grave păcate pe care Biserica le-a exemplificat și le exemplifică și ni le dă nouă ca model, și aș începe cu Maria Magdalena, care a fost cea mai blamată femeie, cred că blestemată la acel moment, pentru păcatele pe care le săvârșea cu trupul său. Această femeie s-a căit, cu părul ei a spălat picioarele Mântuitorului. Mântuitorul i-a zis atunci ceva: du-te la casa ta, căci iertate sunt păcatele tale, dar să nu mai păcătuiești ca să nu-ți fie ție mai rău. Iată cum aceste exemple vin să ne spună că oamenii, chiar dacă au trecut prin anumite încercări ale vieții, merită o șansă. Un alt exemplu este Sfântul Ciprian, mai recent, care a fost vrăjitor,
și care din vrăjitor ce sluja demonilor a ajuns sfânt, la care îi citim acatistul, la care ne rugăm și a căror sfinte moaștere cinstim. Există și alte exemple pe care n-aș dori să vi le mai dau acum, dar le înțelegeți, în care Dumnezeu ne arată că judecata noastră nu este la fel cu judecata Lui. Pentru că oamenii sunt superficiali, sunt răutăcioși, dar să țineți minte că aceștia, și dacă cumva vă regăsiți în ceea ce spun, atrag și toți cei care seamănă furtună, de furtună vor avea parte în viața lor. Toți cei care seamănă dezbinare de dezbinare vor avea parte în viața lor. Și toți cei care răspândesc bârfe și ură de ură și de dezbinare vor avea parte. De ce? Pentru că psihologia vine să ne spună că noi suntem oglinda a ceea ce gândim. Voi, mamelor, voi, taților, care aveți copii, învățați-i să se roage. Voi, cei care sunteți acum în fața televizoarelor, încercați să vă amintiți de ceea ce vă spun, că dacă aveți îndoială, că dacă aveți în sufletul vostru mâhnire și o supărare, lăsați-o să plece din casa voastră. Puneți-vă împreună la rugăciune, rugați-vă pentru copiii voștri, pentru familia voastră, tinerii care vor să primească darul bucuriei de a avea copii, să se roage, să citească acatistul Sfântului Pangratie. Cei care nu l-au pot veni la bisericuța noastră să o viziteze. Cei care nu pot să meargă la preoții din parohii și să-l roage pe părinte să le citească dezlegarea de blesteme. Pentru că dacă părinților s-au căsătorit împotriva voii părinților lor, dacă părinților voștri au trăit în păcate, au săvârșit adulter și alte păcate care n-au fost cunoscute voi, din păcate tinerilor, le moșteniți și iată cum vă blocați în această lume a suferinței de care n-aș dori să mai aveți parte. Tocmai de aceea există rugăciuni de dezlegare pentru aceste păcate. În acest pachet numit Darul Bucuriei, în această carte pe care o vedeți aici, Dezlegarea nodurilor vieții, există dezlegări pentru blestemele și pentru farmecele care au fost făcute asupra casei, familiei. Și dacă reușiți să ajungeți la dezlegările părinților din parohii, un lucru minunat, cereți-le să vă dezlege. Există o rugăciune specială pentru cei care sunt blestemați, cei care sunt fermecați sau au căzut sub blestemul lor sau sub blestemul unui preot sau arhiereu, sau dacă puteți ajungeți la noi, pentru că pe data de 9 iulie, când va fi ziua Sfântului, vom citi și rugăciunile de dezlegare pentru blestemele, pentru farmecele și pentru necazurile vieții. Aș vrea să știți că toți cei care puteți să ne ajutați, sunteți rugați să o faceți, ca în acea zi să putem oferi apă, să putem oferi hrană celor care vin de departe, să putem oferi bunătate din bunătatea dumneavoastră și să trimiteți, după putința dumneavoastră, un mic dar sau ajutor cu un pomelnic
pe care îl puteți trimite prin WhatsApp sau prin scrisori, ca să fie citit, aveți încă timp să vă pomenim în acea zi în care la orele 12, țineți minte, ne vom pune în genunchi tot poporul, toată lumea, dintre cei care vor, mă iubesc și mi-ascultă cuvântul, indiferent unde ai fi, la volan, în casă, pentru câteva minute, te oprești și te rogi rugăciunea Tatăl nostru, pentru că este rugăciunea care alungă demoni, este rugăciunea care alungă frica și este rugăciunea pe care orice om o știe. Nu are nevoie neapărat de o carte să o aibă în față, dar cu siguranță că cei care doriți să aveți acasă acatistele, să vă rugați pentru rezolvarea problemelor voastre, le puteți avea prin acest pachet numit Darul Bucuriei, unde există mirul, unde lemnul cu care vă veți unge mâinile voastre, o brățară, tămâie, un colier și multe alte daruri care sunt acolo puse pentru sufletul vostru. Să ne rugăm și să vă rugați pentru dușmanii pe care noi la rândul nostru îi avem. Trebuie să vă mărturisesc că, deși zeci, sute de mii de oameni în această țară și în străinătate mă iubesc și mă pomenesc, tot atât de mulți sunt și cei care poate s-au gândit sau se gândesc cu răutate la modul în care eu știu să-L prezint, să vă vorbesc despre Dumnezeu și prin felul meu, probabil, atipic, de a fi altfel, puțin diferit, mi-am atras multă antipatie și dușmănie. Dar rugăm pe Bunul Dumnezeu să le dea dușmanilor noștri înțelepciunea de a ști să fie înțelepți și în locul urii, a bârfelor și a judecăților să le înroureze iubirea față de oameni. Pentru că iubirea este mai presus decât materia. Și prin faptul că Sfântul Pangratie, pe care îl vedeți în Sfânta Icoană aici, m-a ales și a ales ca bisericuța din lemn, Sfânta Maria din Voluntar, să fie protectoare și ocrotitoare a Lui. Această mare bucurie și acest mare dar a fost îngăduit de Dumnezeu, mai ales că prin bunătatea dumneavoastră și prin jertfa pe care ați făcut-o, am construit Sfântului Racla. Mai sunt încă lucruri mărunte de făcut, dar vă mulțumesc tuturor acelora care ați contribuit la înfrumusețarea bisericii. Le mulțumesc celor care au fost prezenți cu timpul, cu rugăciunile, cei care ne-au adus ștergare șincanilor din șinca nouă din țara Făgărașilor și numai lor, tuturor celor care au venit de departe, din străinătate, și de asemenea le mulțumesc și acelora care vor putea să ne ajute în continuare, ca cei 12 apostoli pe care avem de-a stânga și de-a dreapta bisericii, să-i putem achita să ne scăpăm de datorii. Este o apăsare să ai anumite lucruri de plătit, lucruri care înfrumusețează biserica și care vor rămâne, iubiții mei, ca mărturia credinței și iubirii voastre. Fiecare om are un sfânt protector, fiecare om are un înger al lui păzitor. V-aș ruga ca pe lângă sfântul protector și îngerul păzitor care vă păzește, să-l aveți ca ocrotitor și păzitor și pe sfântul dorințelor,
ce pe 9 iulie va fi sărbat cu bucurie și cu dragoste de noi, credincioșii căruia îi mulțumim pentru binefacerile primite și pentru tot darul pe care îl avem, l-am primit și îl vom primi dacă avem credință. Într-unul dintre articolele la care am dat un interviu, revista Taifasuri, o să citiți despre minunile care s-au săvârșit și care sunt confirmate de oamenii prezenți acolo. Și sper că această zi de binecuvântare în care mi-ați ascultat cuvântul, în care m-ați ascultat, să fie o zi de bun augur, în care veți descoperi pansamentele, rețetele vindecării sufletului și de altfel și pansamentul care se va pune pe rana trupului, pentru că ceea ce spunea psalmistul la psalmul 134, nu există boală care să nu poată fi tratată, are legătură cu credința noastră, pe care vă rog să o mențineți vie, să vă situați la acel nivel sau acea categorie de oameni care sunt puri, cu inima curată, care n-au răutate și nu emit judecăți. Iar noi, cei care putem face asta, să ne rugăm pentru cei care sunt răi să se întoarcă spre Dumnezeu și inima lor învârtoșată să se curețe și să primească darul bucuriei. Ne vom ruga acum câteva secunde rugăciunea despre care v-am vorbit, Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Fiți binecuvântați, Dumnezeu să vă binecuvinteze viața tuturor. Să aveți parte de iubire, de fericire și de tot ce vă doriți frumos în viață. Doamne ajută! Numai bine!